școală 52, care are capacitate de 600 de copii, are la moment 180 de copii. Dintre care este școală, deci este școală cu profil în arte plastice și are un rezultat remarcabil în comparație cu alte școli care au și 1700 de copii, care au una sau două diplome, ăștia au pe an 50 de diplome de diferite grade, nivelul 1, nivelul 2 și așa mai departe. Deci acest profil care a fost activat deja de 19 ani în această școală are rezultate remarcabile. Și uitați care este situația. Școala 52 are capacitate de 600 de copii și 180 la moment. S-au luptat această administrație de a liceu, pentru că toată lumea din Republica Moldova crede că dacă școala nu este liceu, înseamnă că acolo nu se face carte. Oameni buni, vă spun eu acum. Gimnaziu sau liceu face studii după aceeași programă de studii. Oameni buni. Care este problema? Că este gimnaziu, că este liceu. Liceu din clasa 11 până clasa 12. Asta este. Care este problema cu oamenii trec pe lângă gimnazie și duc copiii în licee? Școala 52 se află în zona Moldexpo, mai sus. Un teritoriu foarte bun. Și toți oamenii cei de acolo pleacă, mai oameni buni, și aduc copiii la Sachiu, Neachipă, o sumetenie de bani. Aici școala nu ia bani. Nota este, nota copilului este adevărată, cei care a muncit-o copilul de cursul anului. Deci nu este o notă cumpărată. Asta e una la mână. Altă chestie, că domnul Vrânceanu, cel care a adus tema aceasta, că școala 52 va fi mutată școala 5, care se află tocmai pe marginea Durleștiului. Așa? Foarte incomod, în primul rând, copiii ăștia nu or să meargă școala 5, ținând cont de traseu, pentru că noi am gândit foarte bine, doamnelor, nu o să meargă copiii dumneavoastră în școala 5. S-a discutat cu departamentul de învățământ și s-au hotărât să schimbe școala 52 în școala 59. Dar vă spun și altă chestie. Școala 5 are capacitate de 1400 de copii și are 400 de copii. Școala 59 are capacitate de 1700 și are 700 de copii. Deci o treime peste tot. De ce s-a hotărât ca lumea aceasta școală să fie, deci să fie luate sediu sau la urma urmei. Asta e una din. Se mai motivează că această școală este avariată. Din 2007 se poate până în 2018, 2012 de luat o inițiativă, dar ea este avariată. Nu s-a făcut nimic. Dar altă durere, eu am mai văzut reportaje în școlile astea, în sat, dintr-o sat, dar ce oameni până nu vă dați seama, copilul ăsta, cât mai aproape trebuie să meargă mai de casă, la școală. Nu trebuie să meargă pe sate, mai oameni buni. Exact și același lucru. Bine, ăștia ori să meargă în 59, dar în 59 ei nu sunt de acord să-i primească și le fac diferite situații, creează probleme, creează disconfort moral la urmă. Dar aceștia au muncit atâția ani de zile. Vreau să vă spun altceva. Doamna director de 10 ani trebuie să fie la pensie. Este director și până la momentul actual. Asta tot este o chestie. 10 ani. Deci la 70 de ani e director încă? Din 57 este doamna... E la 67. La 67, doamna are 67. 10 ani și încă doamna... După 63 de ani nu mai are o anumită vârstă, nu mai are dreptul. Dar înțelegeți cum e? Ia-ți poftim o situație așa... Dar când ați fost anunțați despre închidere? Am fost anunțați pe data de 13.08.2012. Adică săptămâna asta, săptămâna trecută. Săptămâna asta, acum. În pragul școlii, acum... Și altă fază, că nu înțeleg părinții ești. Băi, căminul tău este pe drumul școlii. Păi, revoltă-te, dragă, că-i problema ta, urma-urmei. Eu n-am adresă, eu vin din marginea orașului și vin pentru chestii, sunt profilul ăsta de arte plastice. Deci nu vă dați seama cum trebuie să fie, cum este de bine să cunoști arta plastică. Eu sunt pictor, liber. Predau la colegii construcții, nu mă ascund, nimeni mă cunoaște lumea, urma-urmei. Pur și simplu mă doare ce să fac, oamenii ăștia au muncit atât de mult. Și acum poftim, lichidează totalmente această școală. Le-au promis că o să păstreze profilul, le-au promis. Este un domn de educație fizică, încă 2 ani până la pensie, nu-i mai de ore, omul a rămas în stradă. Și mai sunt profesori care au rămas în stradă. Eu sunt părinte acolo, eu nu sunt profesorul școală 52. Eu sunt părinte, este copilul meu. Noi, ne place arta.
Și aici sunt foarte multe uri la artă plastică. Dar uitați-vă care e situația și dacă te mută din albia ta, de vasul jos, tu ești, nu știu cum vă spune, este dureros. Eu când văd această doamnă care a muncit director adjunct pe artă plastică, se numește Lilia Pusacaru, am să zic și numele, pentru că este o doamnă remarcabilă. Ea a făcut atâtea eforturi, a menținut acest profil, are atâtea rezultate, pur și simplu trebuie, eu vreau să, nu știu, să întâmple o situație că înainte de, sau la 1, la 3 septembrie, așa. Păi oamenii și poți ori protesta, sper eu. Eu chiar dacă mă văd, eu vreau să zic să protestați oamenii cu școala, este pragul cu casă dumneavoastră. La minister n-ați apelat, n-ați cerut o explicație? Eu, vă spun, noi am scris o cerere de grup. Mi-am scris un articol tot din numele grupului părintesc și am vrut să-mi dați și un ajutor în care ziare este mai bine să scriu acest articol. În toate? În toate. Timpul care sunt mai cât bine. Mai diverse. Am să scriu cu atât impactul mai mare. Aceasta, cum se lichitează școala, tot în minte. Nu mai fi școala ce vă știu. Și am scris o scrisoare de grup, s-a semnat și am rugat departamentul. Chiar și pe la diferite partide am încercat și am pus în, că nu erau secretari, nu primeau aceste scrisori. N-am făcut acest personal, eu și nu vă pot spune, dacă s-a făcut, aveam să cer și răspuns. Dar așa s-a întâmplat, cineva a fost mai altul responsabil acest scris. Noi am scris acest, am încercat și la departament. Cu drag, le publicăm dacă ne le aduceți. Dar, oricând. Dar acum să vorbesc cu doamna și am să cer de cele voi, că eu vorbit destul de... N-au vorbit în baza unui articol, ceva sau mai... Atunci trebuie consultat trebuie un avocat. Trebuie consultat un avocat și de vorbit cu alte termeni și poate atunci cum ne aude. Mm-hmm. Dar vreau să vă zic că e oribil. Mai aproape, că nu se aude. Ce se face în țara asta și lumea nu reacționează și chiar am văzut că doar îți filmează la notezi. Dar nu e... Dar cum vă explicați? De ce nu reacționează? Eu cred că tot și guvernarea la noi nu are pas. Nu-i pas. Guvernarea sau oamenii n-au educația necesară? Oamenii n-au educația necesară. Știți care-i treaba? Aici care au... Noi am ales, i-am delegat în funcție noi, doamnă, nu altcineva. Corect, dar uitați-vă, aici care au copii sunt așa de mulți și nu au forță. Uitați-vă, eu sunt singur cu acest copil care trebuie să-l urmăresc la orice situație și nu mai reușesc și altele, dar facem efort. Poate ei sunt mai puțini ca număr. Cei care nu au copii nu interesează ce îi fac aici care au copii. Iată care-i problema la noi țară. Cum dumneavoastră să mă zici mintea că dumneavoastră, de exemplu, nu aveți copil, da? Dumneavoastră nu... Dacă ieșiți la protest, noi îți venim cu dumneavoastră. O să vă susținem. Eu sper că dumneavoastră mă susțineți la protest, pentru că cum să mai arătăm noi lumii că oamenii ne iau școală? Vedeți, doamne, noi ne solidarizăm cu fetele de la Pussy Riot care sunt în Moscova. Deci cu drag, formulați mesajul, anunțați-l public, anunțați ziua, ora, locul și venim. Ministerul Învățământului e aici. Trebuie numai să cereți un răspuns de la ei ca să știm ce contestăm. Vă rog să vă prezentați. Sunt total de acord cu poziția doamnei care a vorbit numai ce, pentru că a adus argumente pertinente. În cazul acesta concret, într-adevăr, cred că e o adevărată prostie să închizi o școală cu 180 de elevi. E destul de mult, totuși. 180 de elevi, deci o școală merită păstrată. Dar mă întreb, sunt anumite școli, Mediu Sătesc, de exemplu, overall, unde în fiecare clasă există cam 2-3 elevi. Deci întregul colectiv pedagogic e mai numeros decât școala propriu-zisă. Deci am impresia că în cazurile astea, școlile alea, într-adevăr, sunt cam costisitoare și presupun că nu pot fi păstrate. Însă, dacă sunt lichidate, administrația publică locală ar trebui să-și asume niște responsabilități, cum ar fi cea mai importantă, transportarea copiilor la școala în care urmează să învețe să copiii în continuare, să nu fie lăsați așa de izbeliște, pe dealuri, prin păduri, pe lângă lupi, deci puși diferitor primejdii, atât din partea oamenilor, cât și animalilor sălbatice. Deci asta cam ar fi reticența mea în privința școlilor unde elevii sunt mai puțini decât colectivul pedagogic propriu-zis. Și acolo chiar e costisitor. Dar asta nu înseamnă că statul a închis școala și gata, și-a luat de grijă, până nu-și mai asumă responsabilitățile ulterioare care derivă din lichidarea școlii respective. Dacă ați spus că sunt 120 de elevi în școală, 180 de elevi, dar din cât știu, din punct de vedere legal, ca o școală să poată funcționa, este nevoie de minim 25 de elevi.
Și atunci înseamnă că sunt mai puțin de 25 de elevi în fiecare clasă. Pentru ce să se încălzească și să investească resurse în două școli dacă ambele au puțini elevi? Sau au același profil. Sau au același profil sau au același număr de elevi. Când ar putea să... Și îmi pare că Ministerul Educației în cazul ăsta procedează foarte corect, fiindcă economisești și salarii, economisești, adică bani pentru salarii. Banii pentru economie aceasta care fac, unde se vor duce? Păi asta trebuie să întrebați pe urmă. Dar nimeni nu o să vă dea niciodată explicația aceasta. Asta e dreptul de acces la informații, doamnă? Sau mai cer scuze, uite chiar îmi cer scuze. Dar, dar stați să vorbească și imediat veniți dumneavoastră, să continuăm. Păi, și mai ales în Chișinău, când școli sunt la fiecare pas, în fiecare sector, sunt foarte multe școli, puteți să vă duceți copilul unde vreți. Problema este mult mai gravă în sate, unde copiii le se închid școlile și sunt nevoiți să plece la 10 de kilometri pentru a face gimnaziu și pentru a face liceu, poate și mai mult. Și oamenii, iar acolo oamenii nu au de ales și acolo poți să le înțelegi nedumerirea și scandalul și vocitele că uite, le se închide școala și gata, e unica sursa lor de a acumula niște cunoștințe, dar la Chișinău cred că nu e atât de mare problema asta, cât mai mult e... Disconfort, da, disconfort și emoții ale părinților și le înțeleg.